Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem la munte, facem un vlog. Și da, mergem și noi pe aici. Uitați pe aici, dragile, suntem în în Poiana Mărului. Mă uit și eu pe aici că sunt desenate grafiti-uri pe copaci, mai multe chestii. Și mă uit așa ciudat la camera. Uitați și tricoul meu cu Germania. Viozdan în spate. Mai multe chestii. O să mă întorc cam diseară, pe la 12. Scuzați că e lumina proastă, dar bate soarele în camera și n-am ce să fac. Parcă m-aș uita și am partea aia. Și da, e foarte tare. Acum o să coborăm în pantă. Sunt cu părinții mei, aici, și cu mătica mea. Și o să se audă gălăgie pentru că trecem pe lângă un copilaș. Ok, gata, ne-am întors, am pus pauză puțin. Aparent sunt niște copaci mai ciudați pe aici. Acolo e o femeie, sper să nu fie polițist să vadă că filmez. Pe aici fie. Coborăm în continuu în jos. Pe aici. Și da, ce mai ziceți? Pe ceva noutăți, chiar că toată lumea s-a dus în vacanță, chestii. La mare, la astea. Și eu cred că o să mă duc la mare într-o săptămână așa. Nu știu dacă ați văzut, dacă vă uitați la GeoStyle. El s-a dus deja la mare două săptămâni în vacanță. Că să fie n-ai să fă. Și hai că ne întoarcem cu mai multe cadre, să filmăm ceva. Ok, ne-am întors, dar nu prea avem cadre noi, tot pe aici, prin pădure. Nu prea avem cât să fă pe aici. E cam copaci jos, foarte mulți copaci jos. Ok, am coborât tocmai de acolo, de jos. De jos, de sus, că doar nu putem să coborăm în jos. Adică se poate. E venise chestia asta de la aia cu sari în jos. Dar doar nu poți să sari în sus. Sau, în fine, altceva. V-ați prins. Ne apropiem de lumină și noi în sfârșit. E un fel de... E un lac pe aici. Și ne întoarcem cu mai multe cadre după, pentru că nu prea am căzut fără aici. Am ieșit la lumină. Aici sunt niște floricele, niște copaci pe acolo. Acum o să se vadă mai nașpa, pentru că lumina de la telefon e alta și lumina de afară e mai puternică. Soarele ar trebui să vină niște soare acum ca să se vadă bine, dar se vede. Ca să se vadă mai bine așa puțin, să vină o rază de soare. Acum nu o să mă mai văd deloc, intrăm într-un crâng. Acum mă văd bine. Avem și o ciupercă aici, aparent. O să postez vlogul ăsta mâine, adică ieri e filmat normal pe 15, este astăzi, o să-l postez mâine pe 16. Iar dacă o să apare filmat pe... adăugat pe 16, eu îl filmez pe 15, așa că... Dar trebuie să-l mai și editez puțin. Dar nu cred că o să am neapărat nevoie. O să editez puțin acolo, că unele cadre nu mi-au plăcut. E foarte mult noroi pe aici. Și nașpa, nu e bine. Nu m-am zis că m-am avut dintr-o dată piercing în gură. Avem aici niște fructe. E zmeură. Băi, ești prost?
Uite, zmeură. Ce micuță e. E sălbatică, nu știu dacă e bună. Stați, că a venit soarele. Hai mă, focusul pe zmeură. Așa. Zmeura asta arată foarte bine. Focusul pe ea. Gata, focusat. Nu știu dacă e bună. Miroase destul de bine. Nu știu. S-a făcut mai frumos așa. Înainte era frig. Acum, cred că sunt vreo 20 ceva de grade pe aici. Cam frigulez. Sunt la mânecă scurtă. E foarte mult noroi. Ceea ce e enervant. Acum am sărit puțin. Că e noroi. Și asta mă enervează pe mine. Și am stat, dacă credeți, aici în poiana asta. A fost blocaj. Și n-am putut... Am stat vreo 20 de minute în trafic. Frate, deci a fost atât de enervant. Eu aproape muream de plictiseală acolo. Da, murire de la plictiseală, știu că nu se poate, dar asta este. Mai apare mai e o familie în față. Știu că fac de multe ori, dar că nu mai am ce să spun, fac așa. Ieri de vânt acolo copacul ăla și n-am luat camera la mine să filmez, așa că am luat telefonul. Ok, ne-am întors. Am găsit un campfire acolo. Am mai găsit un copac de smeură, un copacel, un stați un pic. Am găsit acolo un arbust, nu știam când se zice la copacelul din care se face smeura. Morona tare. Nu, nu o să mai cânt pentru că o să-mi iau copyright de la Eduard Denis, probabil. Iarăși e lumina pe aici, așa că nu ne mai vedem foarte bine. Nu mă văd eu foarte bine. Uitați acolo, munți. Mai multe dealuri. Sunt foarte multe chestii. Încă 30 de secunde și o să încheiem acest vlog pentru că am memorie, dar doar că nu prea mai încep să filmez și e lumina proastă. O să pun titlul la acest vlog titlu simplu. Acolo sunt niște oameni în spate. Și cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, un share și un subscribe, să vă dați și prietenii voștri și să puneți în spate la comentarii. Pa, pa!